utilizate pentru aceste sisteme. Apoi să vă prezint un soft de simulare. Deci aș vrea să insistăm pe partea asta practică a lucrurilor și să încercăm la un nivel cât de cât accesibil ca să poată ei să-și însușească exercițiile. În marea majoritate a firmelor multinaționale, nu numai din țară, dar și din lume, inclusiv la voi aici, Yazaki, este o firmă care utilizează foarte frecvent și în toate liniile de producție componente pneumatice, dar nu numai, o să vedeți, nu vorbim numai de componente pneumatice, acționări electrice, partea de automate programate, vă dau mai largă de cunoștințe. În România noi suntem din 90, departamentul didactic din 96. Departamentul didactic, noi ne ocupăm cu dotarea liceelor sau centrelor de training din fabrici, din centre de cercetări, din școli sau universități. Și o altă direcție de activitate a departamentului didactic, facem cursuri în domeniul. Sistemul având pe bașă, în clasă, în elevi, noi va fi posibil la rete de experiență. Ce ai văzut, dacă poți să dai puțin la sistemul din spate, ca să se familiarizeze cu elementele. Celelalte elemente pe care le vedeți sunt niște distribuitoare, care ele ce fac, de fapt? Arată aerului care vine de la compresor pe un...